să vă prezint mașina de pompieri. E o mini mașină de pompieri, nu e mașina de pompieri din clasă de aia mare. Este o mașină achiziționată de către Consiliul Local, de către dumneavoastră, v-ați dat vot și vă mulțumesc pentru treaba asta. Știți că am prins bani în buget să facem și dotare. Am făcut o dotare exact de banii care am prins în buget, de 35.000 de lei. Mai urmează să facem dotare de echipament special, ca să putem să o punem în funcțiune. Ea acum funcționează, o să facem o probă și băiatul Bogdan Tancău, rog frumos, dă-i drumul la mașinuț. Te-a dus la... Băga și la... S-a schimbat lampa de sus, era o lampă care nu corespundea cu legislația noastră. S-a schimbat rezervorul de 500 de litri care era cu spumă. S-a avut rezervor de 1000, două rezervoare. Aici avem un tablou general la care băiatul o să vă arate Bogdan exact cum funcționează sistemul de iluminare. Așa, aici partea asta, uitați-vă în partea asta, cred că aici e mai interesant. S-a montat motopompă, care pot trage și din bazin, că se treacă prin motopompă și se distribuie la furtul, și din orice altă sursă de apă, care nu poate puteți uitați să o încărcăm bazin, da. Ca să poată să fie funcțională și de către tot Consiliul Local trebuie să luăm costumații de pompier. Suntem vreo 4 sau 5 la SVSU care putem deservi această mașină, acest serviciu. Marea problemă este că nu pot arunca oamenii, chiar și salariați care sunt, se aruncă în foc, cum se spune, să meargă acum cu ea la intervenție. Noi trebuie să facem niște cursuri la ISU, trebuie să luăm dotări, începând de la caschet, haină, bocanci. Și după ce ne dau cei de la ISU, ne dă aprobare că putem interveni, la început, deci nu avem aceeași capacitate ca și pompierii. Eu zic că e o chestie bună pentru Rătăciuni și pentru comunitate. Dar astăzi, dacă domnul trăiește de ceva, puteți interveni destul. Nu am cum să intervenim, dacă îi cade o grindă în cap la un... Atâta timp cât funcționează, ce e cu toată lumea interice. Da, păi nu se poate interveni, da? Nu se poate, asta problema. Mai sunt nevoie de niște cursuri, mai am vreo 10 persoane. Nu îi dă ei aprobarea de un echipaj la nivel de... Mașina o să mai fie dotată cu instructoare, v-am zis, trebuie să pun scară Lopez, dar o să vă mai cer acordul financiar, să mai alocăm niște bani pentru ea. Din punctul meu de vedere, domn primar, cu mare drag, suntem la E85 cu partii de descarcerare. Da. Să avem partii de descarcerare minim de dotare. Da, eu am popa aia care de descarcerare este în magazin, dată jos de pe ea, pentru că și acolo trebuiam să am specializat altă persoană care să știi să umbli, că dacă... Pe un echipaj trebuie să ai, om care sunt... Ce mai are din generatorul care îți desfă pornești de acolo, am prizi care s-au dus de la 2,20 la 3,80 la 2,20. Aici, Asta. Pentru iluminat. Da. Asta e sistemul. Mașina nu este o mașină mare, dar este o mașină care poate ajunge pe orice stradă. În Rătăciuni. Da, și are o limitare a iluminării catastrofii. Și este perfect. Aș vrea să iau una dintre aia mari, dacă aia mare nu putem intra și nu iau mult mai mulți bani, nu putem intra în ulițe din Gorul. Mare parte, dar aș vrea să așteptăm sprijin, este pentru limitare. Aici avem motocompa care e pentru apă murdară, că asta e pentru apă curată și motocompa pentru apă murdară. Și
pentru alimentare. Este extraordinar de bun fotopompa pentru alimentare din sursă artificială, pentru că capacitatea este foarte mică de substanțe stingătoare, da. Și atunci când ajungem la intervenția asta trebuie să prelucrați tot timpul să avem surse de alimentare artificială. Noi am fost cu la copiii de la Sascut, au verificat-o și ei din punct de vedere tehnic, mai trebuie dotat, dar și mi-a zis, a zis că este la fel de bun sau mai bun decât alea care sunt dotare ca și motorizare, ca și mașină, ca și putere de tracțiune. Exact, pentru că timpul de răspuns la intervenții foarte mult. Auto specială de ce? Am volantat-o, cum ați văzut, ca să fie, când o să merg cu ea la pompier, la Isus, să vedem ce mai spune. După care trebuie să luăm scară, echipamente, stingătoare, și și instruirea personală. Voluntariat sau? Da, sistem de voluntariat, dar numai cu personalul primăriei. La noi numai băiatul care vine mașina utilaj are CEO și eu. Trebuie să mai formez pe cineva ca să putem schimba să fim mântuit. Dați operativă, trebuie tot timpul să fii în stare de alert. O să ținem hainele și bocanci în mașină, că n-ai unde să intervenim, să intervenim acolo. Bazi nu la o amploare exact cum intervin cei de la pompieri. Să fim noi suntem primi acolo, dar până a venit ei, ca să putem salva cât de cât ce, exact, ce trebuie salvat. Stipendul, da. Da. Contează că în cazul incendiilor, diferența o face și un puteți. Suntem aici, putem interveni rapid, când e pe unul, doi, ne sună pe noi primii. Am plecat. Va limita propagarea incendiilor. Corect. La vecinătăți. Eu vă mulțumesc pentru sprijin și... Pentru sprijin și o să mai avem...